Primarul municipiului Orăștie, Ovidiu Bălan, precum și cel al orașului Giurgiu și comunelor Orăștioara de Sus, Romos, Beriu, Turdaș, Mărtineș și Balșa, au semnat un memoriu adresat Ministerului Justiției, prin care contestă decizia de desființare a judecătoriei din Orăștie. Primarul Ovidiu Bălan a cerut ajutorul parlamentarului Nataliei Întotero pentru revenirea asupra deciziei guvernului, deoarece dispariția instanței ar afecta aproximativ 60.000 de persoane din 6 comune, un municipiu și un oraș. Judecătoria din Orăștie a mai fost propusă pentru desființare în decembrie 2010, dar atunci a fost salvată. Din 13 februarie, hunedorenii pot primi de la patronat tichete de masă în format electronic. În prezent, bonurile de masă pot fi distribuite doar pe suport de hârtie. Tichetele de masă în format electronic sunt bonuri de valoare pe suport electronic și sunt destinate exclusiv acordării alocației individuale de hrană a salariaților. Pentru a fi valabile, cardurile trebuie să conțină informații precum numele și prenumele salariatului, care are drept să le utilizeze, numele și adresa emitentului și perioada de valabilitate. Tichetele de masă în format electronic nu vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de țigări sau produse alcoolice. Valoarea nominală pe zi lucrătoare a tichetelor de masă, indiferent de suportul pe care sunt emise, hârtie sau card, este în prezent de 9,35 de lei, valoare indexată periodic de Ministerul Muncii. În noul cod penal, infracțiunile electorale sunt sancționate cu pedepse mai blânde. Astfel, violarea secretului votului nu mai este pedepsită cu închisoare ca până acum, ci doar cu amendă penală. Noul cod penal dedică un capitol special infracțiunilor electorale, care până acum erau reglementate de 5 legi speciale, dedicate organizării alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale, precum și referendumului. Centralizarea faptelor de fraudă electorală într-o singură lege a adus însă și o reducere a limitelor maxime de pedeapsă, susțin specialiștii în domeniu. Sancțiunile scad și în cazul faptelor mai grave, precum mita electorală, falsificarea buletinelor de vot, a listelor electorale, ori împiedicarea drepturilor electorale. Pedeapsa maximă pentru toate aceste fapte era 5 ani de închisoare. Legea nouă prevede sancțiuni de cel mult 3 ani petrecuți în spatele gratiilor. Elevii și preșcolarii și-au reluat de astăzi cursurile după o vacanță de o săptămână. Următoarea vacanță, cea de primăvară, este cuprinsă între 12 și 22 aprilie, iar cursurile se vor desfășura din 23 aprilie până în 20 iunie. Vacanța de vară va începe sâmbătă 21 iunie și se va încheia duminică 14 septembrie. În cazul școlilor la care cursurile au fost suspendate din cauza ninsorilor, elevii vor recupera cursurile pierdute în ultima săptămână din semestrul întâi, pe parcursul acestui semestru, după un plan stabilit de fiecare inspectorat județean.